prosbierii de... prezenți. Și vom începe cu Colin, organizat prin țările de locul primar. Nu Colin de eu, Colin de... Organizat, am spus, domnul primar. Nu știu de exact. Deci sunt de la Thank you.
Vrei să crezi, Mihai? Da. Thank you.
Ei știu mult mai multe colinde, dar simt că timpul e scurt, că nu au dat la câte. Și nu au mâncat azi nimic, de-aia vreau un colan. Și nu știu orice.
Doamne,
Dios durerile.
împrejurul soarelui, iar Domnul Domnului, Doamne, este un tron înruitul și cu stele dântoritul. Iar Domnul Domnului, Doamne, în iașa de Dumnezeu, de judecă locul să ne. Iar Domnul Domnului, Doamne, înaintea tronului, și-ale omul raiului, iar Domnul Domnului, Doamne. Thank you.
este o onoare pentru mine să prezidez această ședință, ședință care a început foarte, foarte frumos. De acord cu auzi, la vârsta mea, când pleci, când pleci. Când pleci. Când pleci. Când pleci. Începutul a fost vorba. Vom începe cu citirea ordinei de zi în această ședință. Convocarea Consiliului Local al orașului pentru Ogna, în ședința ordinară, din data de 23 decembrie 2016, care se ține la sediul primăriei orașului pentru Ogna, în următoarea ordine de zi. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului consilier Grozavu Ioan, președinte de ședință pentru luna ianuarie 2017. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare către SG Compania de Utilități Publice Târgu Ocna S.A., având ca acționar unic orașul Târgu Ocna. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitilor și taxelor locale pentru anul 2017. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al orașului Târgu Ocna în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitate pentru Salubrizare PACO, să voteze modificarea și completarea Comisiei de Evaluare pentru derularea și finalizarea procedurii de licitație organizată în vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri municipale în județul Bacău. Punctul 5, poate diverse, un punct foarte contestat de domnul consilier Roșel. Dar vă ținem mult mai bun? Chiar vă rog eu. Înainte de a supune la vot ordinea acestei știri, voi veni cu o suplimentare, care dacă sunteți de acord, o vom trece înaintea punctului de diverse. Da? Ia, deci vom vota ordinea. Voi da citire și suplimentul. Suplimentarea ordinei de zi stabilită prin dispoziția primară din numărul 554 din 12-12-2016 pentru ședința ordinară a Consiliului Local din data de 22 decembrie 2016, următorul punct, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local. Toate punctele, inițiator, primar al orașului Ștefan Șilor. Dacă sunteți de acord și nu sunt discuție în vederea ordinii stabilită pe ordinea de zi, supun la vot cine este pentru și completarea ordinei de zi cu suplimentarea aferentă. Cine este pentru această ordine dată de implementat. Deci, mă rog, dacă e. Împotrivă? Nu, nu, nu. Deci, toată lumea. Bine, să ne mai știți. Punctul meu de vedere. Și vom începe cu primul punct. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului consilier Grozavu Ioan, președinte de ședință pentru luna ianuarie 2017. Cuvintele de dată să vă mai sunt observații? În vederea numirii domnului Grozavu, președinte? Să punem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Putem stabili data ședinței de data 7 ianuarie? 7 ianuarie. La punctul 2, dacă sunteți de acord. Proiect de hotărâre privind atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare către SC Compania de Utilități Publice Târgu Ocna S.A., având ca acționar unic orașul Târgu Ocna. Dacă sunt discuții în legătură cu Comisia Juridică, ce-a hotărât? Comisia Juridică a venit favorabil câteva rezerve care probabil că o să fie expuse în care cu discuții. Comisia Economică a venit favorabil în anumitate de voturi.
Dacă nu sunt discuții, să trecem la, să punem la, la vot. Cine este? Ce spune? Aveți observații, domnule? Păi, am făcut o mențiune și cum să continue, nu? Cu ce spune, vor? În cadrul ședinței Comisiei Juridice s-au desprins câteva concluzii, dar sunt sesizabile de toți cei care au citit materialele din care, de la acest punct al ordinii de zi. Și aș vrea să fac câteva referiri la regulamentul de organizare și funcționare, care nu trimite la nivelul cerințelor noastre. Sunt observații care au făcut mai multe din cadrul comisiei. Vreau să încerc să fac o dezvoltare a subiectului, pentru că mi-am propus să fiu cât se poate de succint în spunerea de astăzi, mai ales că din ce se întâmplă, să fie un lucru observată, dar trebuie să țin cont de faptul că aspectele care țin de o bună funcționare a acestei companii trebuie să înceapă inclusiv cu partea teoretică a lucrurilor. De acord cu delegarea, trebuie refăcut acest regulament, pentru că în forma care e la ora actuală, în afara faptului că e ștufoasă, nu este total adaptată la problematica pe care are orașul Târgoviște. Cu tot respectul pentru cei care au întocmit înainte regulament. Știu că sunt din cărți să scriu, ne adaptăm și la regulamentele pe care le întocmesc alții, când am inventat nevoata, dar haideți să facem ca roata să funcționeze așa cum trebuie în cazul localității noastre. Și vorbim despre o activitate foarte importantă care se numește în salutare. Mulțumesc. Acum mai sunt și alte discuții referitor la acest punct. Să supunem în albă. Cine este pentru? Cine se abține? Împotrivă? Vot împotrivă. Și dumneavoastră împotrivă, domnul consilier. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017. Comisia juridică? Comisia juridică a visat. Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții referitor? Aici e o problemă. Discutam despre trecerea pentru impozitare a serviciului de salubritate. N-am... Dacă să pot face câteva precizări, vă rog. Da, domnul s-a sesizat corect. Să trecem și taxa de salubrizare. Am făcut-o pentru că trebuie să facem dezbatere publică. Am publicat-o, se expiră termenul de 30 de zile, luna ianuarie, când vom face ședință și vom include și această taxă, care, în urma discuțiilor și analizilor pe care le-am avut, va fi 9,61 lei, încadrăm în taxa care este și în, produsă și de avis și care este în planul anual de taxe. Implicați și în acel proiect de management de deșeuri. Deci vom discuta de anuare de taxe. Aceste taxe locale au următorul caracter general în acest an. Ele sunt la nivelul anului trecut. Așa cum am avut și discuțiile și cum și noastră ați fost de acord, să numărim taxele pentru a sprijini populația și agenții economici în anul 2017, în sensul că lăsăm taxele așa cum am fost și am trebuit. Dacă mai sunt și alte discuții referitor la acest punct, spunem la vot. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Nu. Și nu am invitat. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al orașului Târgoviște în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău să voteze modificarea și completarea Comisiei de Evaluare pentru derularea și finalizarea procedurii de licitație organizată în vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri municipale în județul Bacău. Comisia juridică?
Comisia de judecată a fost favorabilă, dar o să intervin după aceea cu comisia. Vă mulțumesc. Comisii nu mai avem. Dacă sunt discuții, vă rog. Vreau să întreb dacă s-a comunicat de către ABIS și care sunt membrii acestei comisii pe care urmează să o aprobe delegatul pe care îl stabilim în trei de unei competențe. S-a comunicat această comisie, să o știm și noi. Comisia care va face parte. Comisia de evaluare. ABIS-ul nu a comunicat componența acestei comisii. Urmează ca, am înțeles, după ce primim hotărârile de la toate OAT-urile, să propună din cadrul Consiliului Județean membri în această comisie. Trebuie să-i spune și nouă, că noi delegăm un reprezentant la Comisia. Da, delegatul nostru ne va comunica cine. Dar noi trebuie să fim o cunoștință de cauză cine sunt atelierii acelei comisii, da, ca să putem... Și chiar au întrebat și au zis că vor face parte membri din Consiliul Județean. Sunt de acord. Mandatul nostru îl încredință pentru a ști și noi de acord că... Da, mandatul nostru. Da, spune-l domnul președinte. Domnul, știți, este vorba aici de acel contract de delegare pentru instalațiile care sunt făcute la Onești, la Perești, la Zdău, la... Cine poate? Preceam, de acord. Acum, am luat licitația, sunt procesele pe rol, contestațiile care sunt și la data când se va termina cu aceste contestații, se dorește înființarea unei comisii, o comisie care este destul de dificilă și care își asumă mare răspundere și unde nimeni nu dorește să se ducă. Și atunci au venit și au spus așa, dumne, nu nici dumneavoastră reprezentat din Consiliul Local, de-aia nici nu am spus pe cine doriți, poate doriți dintre consilieri să fiți în această comisie din cheierea acestui contract. Și eu aș fi bucuros să nu mă delegați pe mine, să luați dumneavoastră această răspundere și să mergi în această comisie ca să avem un reprezentant și să vedeți ce puteți face la semnarea acestui contract. Domnul se zâmbește pentru că tu s-a fost viceprimar și știe cum se pun probleme. Deci ce doresc acum? Ca fiecare consiliu local să nominalizeze o persoană, aceste persoane puternicite se vor întâlni la Bacău, la o ședință și vor stabili comisia care să participe la semnarea acestui contract. Despre acest lucru este vorba și vă rog să vă gândiți la o persoană care, pe care vreau să o puternicit să reprezinte primarul la prima propunere, poate fi așa. Dacă mai sunt alte discuții legate. Asta stabilim astăzi persoana. Asta stabilim, pentru Consiliul Local trebuie vreau să stabilim. Dacă mai sunt și alte propuneri, dacă dorește cineva din rândul consilierilor, cu mare plăcere. Dacă nu mai sunt alte discuții? Dacă mai sunt alte discuții. Propuneri? Am propus. E o propunere foarte bună. Și eu sunt de acord cu dumneavoastră. Mai sunt alte propuneri? Mai sunt alte propuneri? Dacă nu mai sunt alte propuneri, doriți să trecem la vot. Supunem vot. Votul e acest punct. Cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri? Împotrivă? Da. Punctul suplimentar. Vă voi citi încă o dată. Se referă la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local. Aici, nu știu, cred că domnul primar ar trebui să se dea câteva de direcție dacă... Am reușit, dar eu vă mulțumesc că ați reușit sau ați fost de acord să introducem pe ordinea de zi și acest punct. Acum o oră și jumătate am primit de la Consiliul Județean sumele necesare drumului județean. Știți, drumul care le-a găleamă de Brătești. Și dacă nu aprobăm acum, nu se pot face plățile. Asta știți că pentru acest drum noi avem 20%, Consiliul Județean diferit. Și ar fi păcat să nu aprobăm în Consiliul Local să facem aceste plăți, având în vedere că mai rămân lucrări și pentru anul viitor, ne plătim doar lucrările care s-au făcut până la această dată. Și este bine să aprobați această rectificare, să putem face plățile. Sumele sunt în jur de 500.000 de lei și lucrările au fost verificate, recepționate de către comisia noastră, cu dirigintele de șantier, observațiile s-au făcut, sub nicio formă nu se plătește altceva decât ceea ce s-a făcut.
Lucrarea e finalizată? Nu. Lucrarea nu e finalizată, dar sunt undeva lucrări de, nu de 3 miliarde de vechi, dar sunt lucrări care durează mai mult și de valoare mai mică. Este vorba de podețele către fiecare și rigole și avem și acele cămine de la canalizare care trebuie ridicate. Lucrarea a durat mai mult pentru că au fost și aceste cămine care trebuiau ridicate. Sperăm la final să fie o lucrare care să mulțumească toți cetățenii, pentru că aici, într-adevăr, a avut un specific. Inițial, proiectul a avut un număr de podețe. Când am început lucrările, cam toți au avut unde au terenul să le facem pe un podeț. Și am suplimentat și am făcut podeț. Cetățean care are proprietăți în doar. Mulțumesc, domnule. Remarcă pe această informare. Comisia Economică și Aici sunt și o întrebare. Cu ce este? Rectificările astea care sunt de făcut pe și de plătim banii, le mai face ăștia sau le rugă de Econ? Că constat un lucru, noi suntem foarte operativi când e vorba să aprobăm, să le plătim. Ei sunt atât de alitați că vin foarte greu ca lumea și ca să facă treabă. Deci, domnule Iarul, sub nicio formă nu plătim lucrări care nu sunt executate. Deci noi plătim doar ce s-a executat în această oră. Și recepționat cu proces de valoare la comisie de recepție. Fiindcă am făcut contractul atunci. Practic, o subvențiană având 80%, trebuiau să verifice ei. Cum? 90%, pardon, am făcut 20% de măcar. 90% având Consiliul de Țară. Însă noi am făcut contractul că până nu semnăm noi, să nu poate plăti nici ei. Deci, practic, noi blocăm Consiliul de Țară, ne aprobând și noi această... Ne-am luat o măsură de siguranță. Iar comisiile de recepție, în care este și doamna Stan, în care eu am mare încredere, au verificat la sânge tot ce s-a făcut. Ce nu s-a făcut, nu se poate. Deci nu ne gândim să achităm niciun lucru. Dar nu e de voie curtat în curte. Dar nu e de voie, dar nici nu voie să nu. Am spus că nu. Și aici mai avem observații, să știți că am întors. Mai au câteva podețe de rectificat, de doctor. Avem dirigintele de șantiere, iarăși, care răspunde de lucrare. Deci nu, nu aprobăm decât sumele care sunt făcute de lucrări și sunt din bugetul consolidației lețean și aia. Aș putea avea și eu o copie după rectificare de buget, dar o aprobăm, eu nu am. Dar vă rog, sigur, sigur. Acum ce mă trebuie? Acum? Dar ce vezi? Nu, eu de aici. Adică unde la comisie acum? Și suma. Și suma și materialul. Da. Se raport cu de rectificarea bugetului local, este vorba și de sumă, 34. Dați că zic eu, domnule. 34 de lei. Am avut Da, domnul Măciu, că vă trebuie pentru Facebook sau vă trebuie să vă documentați aici, ca să știm? Că atunci să o scriem, că nu, să avem bine și la predă. Dacă e pentru Facebook, atunci da. Deci, suntem comunele nu sunt scrise ca luna? Cum? Suntem comunele astea nu sunt scrise ca luna? Nu, 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 toate sunt scrise ca luna, dar să ne pregătim dacă puneți pe Facebook. Se vreți un pix albastru, nu se vreți cu... Domnul primar, ceva era de mai avent, iar nu? Da... Nu? Asta se terminează deja, cum se începe? Mai mare. Mai mare de 90 de zile, nu, domnul. Nu așa, nu? Domnul. Dacă nu se întâmplă, nu. Să mai vină, până la sfârșitul anului, să mai vină două, trei. Ar fi bine, da. Înainte de trecere la punctele diverse, vă rog să supuneți apropo de procesul verbal, de tot minte în luna decembrie. A, cu ce ar spune? Să punctul suplimentar de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Nu a fost aprobat. Nu. Acum a fost. Verificarea cu ce n-am fost aprobat. Cine este împotrivă? Abține? Dacă vă dați domnul Măciucă... Da, mulțumim pentru încredere. Și mă refer, înainte de... Ce? Nu. Nu s-a luat procesul de la ședința plenară.
și după atâții de diverse camere. Revine deci la punctul diverse, supun aprobării procesul verbal, întocmit în luna decembrie. Cine este? Ședința din luna noiembrie. Cine este pentru? Împotrivă? Eu mă abțin. Dacă nu mă înșel, am fost absent. Da. Da. Deci o abținere la domnul Iulie. Am făcut toate modificările la observație dumneavoastră. Dacă trebuie să mai aprobați o dată sau... Supunem la vot procesul verbal a ședinței prima ședință prezentată de 16 decembrie. Cine este pentru? Împotrivă? Nici eu. Abține? Abține. Cei care au fost lipsă și abține. Ședința extraordinară. Da. Da. Eu mă abțin și fac să vă lipsit așa. Doamne Goreacă, 4. Și Ilie. Și domnul Ilie. Consemat. Trecem la punctul diversei. Da. Vă rog, domnul. Vă informez că avem o adresă de la Consiliul Local Dărmănești, care spune prin prezenta vă invităm să luați parte împreună cu membrii Consiliului Local la lucrările ședinței Consiliului Local Dărmănești, ce vor avea loc în data de 27-12-2016 la sediul Mării Dărmănești, începând cu ora 14. Este bine să mergem pentru costumile și dar când au ei? Pe 25 sau pe 27 au festivalul sărbătorilor? Pe juni. Dar nu știu de cât ședința la ei. Pe 25 am așa de curioză. Duminică. Nu, doamna. Vedeți și noi la treabă. Doamna, vreau și pe 27. 27 vine și ea. Asta era surpriza. Da. De asemenea, aș dori să vă spun că domnul consilier Măciucă a venit cu câteva propuneri și eu aș dori să spun că am luat acte ele. Dânsul dorește să schimbăm numele străzii Progresului în strada Regina Maria. Aici este o mică problemă, printr-un ordin care reglementează acest lucru. Noi trebuie să luăm un aviz de la o comisie la nivel județean, dar acest lucru am dorit să-l facem și cu celelalte modificări care le mai avem și atunci vă rog și pe dumneavoastră să le gândim, pentru că mai avem propuneri și avem profesori. Sper că cu câteva străzi pe care trebuie să le modificăm și va trebui să luăm în calcul și cheltuielile care trebuie să le facem, pentru că schimbarea actelor de identitate trebuie să le suportăm noi. Deci am reținut această problemă. Ne permite, domnul consilier, să facem altă expunere de motive cu tot ce trebuie. Da, bine. De asemenea, este o propunere pentru cetățean de onoare, domnul profesor Bogdan Constantin. O să luăm în calcul și acest lucru. Este profesorul de sport care a realizat performanțe de olimpianilor. Vom analiza, este un regulament de aprobare a acestui statut și vom ține cont de el. În ceea ce privește camerele de supraveghere pe care le noastre, noi trebuie să facem un studiu de fezabilitate pe camere, discuțiile sunt de mai mult timp. Vreau să spun că suntem în discuție și cu un studiu pe circulație, ca să putem face acele sensuri giratorii de care discutam, trebuie să facem acest studiu. El nu se face iarna, se face primăvara, dar am discutat cu specialiștii și în funcție de numărul de mașini care circulă în cele trei intersecții, Eminescu cu Cenegri, spre Găleanu, strada care merge la Gălean, avem 1 mai spre Tisești și aici la Zafir, zona asta 9 mai, intersecția cu 9 mai, la fel ea trebuie studiată și intersecția cu Mărășiță. Toate acestea le vom trece într-un studiu care se va face și care spune exact ce putem face. Eu am optat pentru sensuri giratorii, pentru că ele sunt mult mai moderne și mult mai bune și arată o fluctuație transportului, semafoarele, să vedem ce rezultate vor fi în acest lucru.
De asemenea, trebuie să facem un proiect pe tot orașul cu camere de supraveghere și suntem în discuții cu o firmă care va face acest studiu, că vom introduce atât supraveghere pe locul unde se depozitează gunoiul și pe părțile principale de circulație. Deci studiul trebuie să cuprindă și să vedem exact care sunt cele mai ieftine variante în care se cheltuie foarte puțin cu transmiterea semnalului și de asemenea în centrul de comandă unde trebuie să se și intervină atunci când se constată anumite lucruri. Știm, am fost și la Măinești, am văzut și au acest sistem implementat și vom face și acest studiu și în urma lui vom stabili exact câte camere trebuie. Nu putem spune acum că 20, 30, 50. Pentru că sistemul, ele trebuie să se completeze reciproc, trebuie să aibă siguranța sistemului. Da? Vom ține cont de aceste probleme. Cam astea sunt problemele, dacă mai sunt și altele. Și ar dori să... Poftiți. Stați pe domnul. Poftiți. Ca idee, o perioadă de timp de implementare... Domnul Măciu, că toate studiile vor veni aici, la dumneavoastră, în consiliu și le discutăm. Noi încercăm cât mai repede posibil. Să ținem cont eventual în suma alocată să fie prinsă în buget. Degeaba facem urmă, nu o putem realiza dacă nu. Sigur, deci sigur trebuie să ținem cont de buget. De acest studiu de fezabilitate ne trebuie niște indicatori pe care le ce firmă face studiul de fezabilitate? Nu vă pot spune. Ați spus că avem o firmă în care facem. Noi discutăm acest lucru, avem birou de achiziții și chiar să nu mai puneți întrebarea cât costă putare să puneți de problema asta. Nu ne interesați, nu să sunteți consilieri și este bine să înțelegeți lucrurile. Dumneavoastră, acum nu mai puneți. Sunteți un simplu cetățean care comentați și faceți observații. Dar sunteți aici, votați, sunteți obligați să vă documentați și să vedeți cu serviciu de achiziții atunci când am văzut că ați scris foarte mult despre acest iluminat. Când se scoate această lucrare care nu noi să o facem de către serviciu de achiziții PSA, acum apar firme. Sigur că s-ar putea să fie o firmă de 5 ori mai un preț mai mic. Dar nu vine la licitația respectivă. Și să faci electronic, nu dictează nici primarul, nici viceprimarul, nici administratorul public. Este serviciul achiziții care de asta se ocupă. Și el răspunde de ce a fost 2 lei și nu 7 lei sau 5 lei. Vă dați seama că sunt firmele care vedeți, numai ce avem cu drumul de la Salina, da? Drumul la Salina a fost pus de atâtea ori biseap și atâtea observații s-au făcut la documentații, încât a fost retras, iar s-a făcut observații, iar a fost retras. Acolo este o activitate destul de intensă și dacă doriți o să veniți într-o zi să vedeți, în momentul când apare lucrarea, acolo poate să vină din toată țara. Vin și vin cu observații. De ce e acolo? De ce nu e acolo? Sunt o serie întreagă de reguli. Nu ai voie să depășești termene. Nu e o treabă simplă și nu eu hotărăsc firma care este. Chiar nu știu firma care face această lucrare și nici nu pot influența și nu mă interesează. Sunt salariații primării care se ocupă de această lucrare. Da. Dacă am înțeles bine de la domnul primar al municipiului Onești, serviciile de furnizare a apei potabile au fost preluate de primărie la ei. Dacă tot am dat salubritatea la copt sau poate am putea să preluăm noi, ar fi foarte bine dacă ar fi posibil, nu știu, intrăm într-o chestie. Da, dar ei dacă au putut, nu știu de ce noi nu am putea pe viitor. Dați-mi voie să vă spun. Vreți doar o situație specială și e bine că domnul Panțelul a ridicat acest lucru să rămânim. În 1996 s-au privatizat două societăți din gospodăriile orășenească. Una a fost Oneștiu, care a fost luată de domnul Budeanu și la Târgovna de domnul Grânceanu. Domnul Antochi știe. În 99. În 99. În 2000, când am ajuns primar, am dat o hotărâre din Consiliul Local și am preluat toate la primărie. Ce face Oneștiu acum, după 16 ani, noi am făcut în 2000, domnul. Am luat la primărie. Ce s-a întâmplat? Între ei au existat procese. Dar noi cum ne-am luat? Am luat hotărârea Consiliului Local și am și trecut la acțiuni. Am pus salaria la rezervor, la stadion, la centrale și suntem departe față de ei. Îi fac acum și trebuie să fac atunci. Ce se întâmplă? Domnul Budeanu s-au judecat, au avut multe procese și domnul Budeanu spune, domnule, conductele sunt ale mele, eu nu vi le dau înapoi dacă nu dați banii care vi-am dat la vremea respectivă, pentru că banii au ajuns la primărie. Abia acum, după ce a fost întreruptă apa și crabul care furnizează apă și lor și noi, și nouă, ați văzut că le-a asistat apa pentru datorii, abia acum ei au puternicit
serviciilor, cel care administrează domeniul public și privat, au făcut o societate să preia la primărie aceste rețele, care sunt domeniul public. După ce le ia DPP-ul, va trebui să le dea crabului. Deci ei sunt pe drumul care nu l-am bătut de mult. L-am bătut ori, da? Eu înțeleg ce spuneți dumneavoastră, n-ar fi bine să luăm acum de la crab apa? Nu, nu puteți să luăm. Serviciile de la crab sunt mai proste și... Da, ne prețul în da. Domnul, așa a fost atunci, însă Oneștiu cu apa are o mare problemă, nu știu cum se va finaliza, pentru că după părerea mea nu-i rezolvată problema luând, practic, acest serviciu, face un contract cu crabul să furnizeze apă DPP-ului și nu lua apă canal. Dar cărăușul, transportul, se face tot pe conductele care încă nu cred că sunt lămurite, dacă sunt preluate sau nu, de către procesul. Da, și nici procesul sunt create, că nu se va reuși atunci. Păi nu prea sunt luate și ei au statut și pleacă de pe o altă poziție în comparație cu voi care am ars o grămadă de etape și am suportat consecințele. Au atat tigrele, au lăsat pasivele și așa mai departe, care sunt de fapt tot adevărate. Deci, pentru că nici nu se bagă că ne-am dar locui cu un tuță, dar face extindere rețea de canalizare, o face pe pare roșu, pe pare nu pe pare. Dar gândiți-vă că noi în cei 16 ani, domnul Soare Dreptate, noi am făcut investiții de câteva milioane de euro, am făcut rezervorul, am schimbat atâtea trasee de conducte. Ei sunt la început, din toată perioada asta n-au făcut ce investiții. Ei ar putea să facă ceva acum, când au în intenție treaba asta, care n-am reușit să o facem la celelalte oate. Să facă ceva care să fie un model și pentru noi într-o situație în care vom zice și noi vreodată, vă astea luăm după Onești, că au făcut mai bine decât cum au făcut cu Atibu. Știți? Da? Nu cred că n-ați domnul Cușilin. Problema au și consumări. Eu am raportat la ceea ce spunea domnul Cristi. Discută. Oamenii întreabă și la un moment dat întreabă că de ce Onești așa și nu poate fi și când bun. Aici e problema că apa făcut monopolul e singurul societății în județul ăsta. M-am bazat pe un sondaj pe Facebook care l-am făcut anul trecut, după mai închis prin luna august, în care am propus mai multe numiri și asta a fost votată cel mai mult. Argumentul care era că piața centrală a orașului, cea mai importantă piață, în primul rând, are o denumire total lipsită din imaginație, piața trandafirilor. Deci nu prea sunt trandafiri pe aici. Iar legat de Regina Maria și legătura cu orașul, nu trebuie să mai vorbim. Și am mai un argument, aici n-ar fi nicio cheltuială, pentru că numai primăria mare sediu pe piața Târnătorului și hotelul, probabil, la care nu trebuie să schimbe buletinul cineva. Dar problema rămâne complexă și legată cu istoricii, putem face o schimbare și legat de strada Cabru și de altceva. Repet, Regina Mariei, nu părinte vorbim pentru orașul nostru, că suntem la o stradă plină de balast, numele acestei majestăți. Da, dar chiar acea stradă duce la masa reginei, în loc de... Dar putea poate să rămână strada Regina Maria și piața Regina Maria, pot fi, da? Dar nici într-un caz să irosim acest nume pentru o stradă lăturabnică, care va fi lăturabnică, deci asta e. Dar nu irosim o... Dom'le, e o părere, deci hai să apelăm la specialist să vedem. Deci asta, da. Putem pune strada... Deci e o părere. De asta zic, dar probabil că sunt 62 păreri. Da, păi eu mă bazez cu sondaj de opinie, deci au fost activat studii. Și neapărat zic la modificarea asta și va decide corect. Și e o stradă plină de noroi, nu e o stradă plină de balast. Mai rău, mai rău. Mai bine, dar putem să o modernizăm, că se împlinesc 100 de ani. Și cine nu vrea? Da, și de ce nu să o modernizăm cea de ce piața cercă la ora? Deci, în automatic sunt mai multe corecte. Dar aceea și aia chiar este o problemă pentru că ea încă nu avem un patrimoniu. Ea a fost drum. Și dacă îi spune strada aceea și aia, pentru că acolo au fost luptele, e la fel de important. Pentru respectare. Da. Acolo este și un proces pe lor, pentru că
pentru un proprietar revenit, o parte din stradă. E o problemă. Și chiar că poate că ne gândim să marcăm într-un fel că la anul sunt 100 de ani, chiar de-a lungului de Cerșoaia și cu această inițiativă de ceva, adică, care e minoră. Dar mi se pare că strada Cerșoaia există nomenclatura strânsă în oraș. Nu? Sunt. Nu putem să o luăm dintr-un lucru. Iar și apel la istorie sunt atâția eroi care au căzut și aici, ca să dăm un nume sau general care au luptat. Dacă nu vrea cineva să... Da, o singură problemă, știu că luna ianuarie e o lună mai încărcată și va fi și în discuții mai încărcată cu vorba de buget. Propun fiecare comisie în parte să vină cu anumite propuneri la întâlnirea bugetului, care se poate fi luată în calcul canalizată de către cei care întocmesc proiectul de buget pe anul următor. Că sunt anumite chestiuni, anumite proiecte, eu știu, care cred eu că înainte de a ajunge în fața faptului împlinit, pot fi analizate și discutate, stabilit niște, știu și eu, priorități, în așa fel încât să putem rezolva problemele care plângi frământă pe toți. Sunt, atunci apar discuții când n-am fost consultați, n-am știut și de ce n-a intrat și proiectul ăla și n-a intrat și celălalt nu spre văzut bani pentru investiții. Aș propune, eu știu, până prin jur, date de 10 ianuarie, fiecare comisie, ne întâlnim, analizăm, din fiecare cu propuneri, le dăm executivului și în baza, sau poate și executivul până atunci, dacă are o creionată într-un fel principalele obiective, să le prezinte nouă, să vedem dacă mai venim cu ceva argument. Ideea ca ședința pe comisie, după aceea ședința Consiliului, este urmează într-un ritm cât se poate de lucrurile. Sunteți de acord? Sigur. Pe buget vom face mai multe ședințe. Începând din 10 ianuarie o să vă facem primele schițe. Și sigur, veniți cu fiecare propunere. Am reținut ce a spus și domnul Antoche, este foarte important. Eu am avut o primă discuție cu domnul profesor Stoica și va trebui să facem o analiză. Anul viitor, într-adevăr, va trebui să ne pregătim cu aniversarea 100 de ani de la luptele care au loc aici, dar în proiectul nostru pe care m-ați l-ați aprobat, cel de 5 milioane de euro, avem modernizarea pieței din fața primăriei și cred că la inaugurarea pieței este posibil să schimbăm și denumirea până atunci și le pregătim. Sigur, veniți cu propuneri, numai așa putem să rezolvăm problemele, dezbatem, le susțineți până când găsim soluții pentru fiecare. Dacă se aduce la conștiință proiectul de buget cu 5 zile înainte, avem tot timpul să studiem, să... O să... Cu care te trebuie neapărat, nu știu, pe săptămâni înainte? La propunere, domnule. Propunere poți face fi, da, sigur. Eu am o practică în Consiliul nostru, dar nu prea ține cont de amendamentele pe care le fac unii în comisie. Și cred că ar trebui să... În 2017 vom ține cont. Foarte bine. La parte și experiență. Dacă mai vrea cineva să iei cuvântul la diverse? Tot la diverse, da. Ok, domnule. Aveai scurt, vă rog. Am vrea să citesc un memoriu cu referire la o stradă către domnul primar al satului Târgoviște. Nu puteți să-mi îl trimiteți prin corespondență, domnule. Dacă nu-i interesează consilierii, îi pot lăsa. Sigur, mă rog, lăsați. Din memoriu care l-ați trimis? Sala Maria? Nu, nu. Care? Ce? Lăsați-mi, dați-mi un lucru. Da, da, vă rog, vă rog. Mulțumesc, câte că am început să învățați și trebuie. Dacă mai vrea cineva să iei cuvântul, acest punct, că înainte de a fi de ședință... Da, să fim un timp, să rog. Am trebuit ceva de sfârșit de an, acum, cu foc de artificii, mai... Sigur, sigur, dar asta ne discutăm după ce închide și ceva. Rămâne un pic, că avem ceva. Avem ceva important. A, da, atunci facem dacă se filmează. Invităm Consiliul Local la toate evenimentele pe care le vom desfășura în această perioadă. Ați văzut, au fost astăzi colindătorii, avem în data de 31 decembrie aici, în Verseta Primăriei, Festivalul de Dar și Obiceiuri și vă rugăm frumos să veniți. De asemenea, noaptea de trecere peste an, la 12 fără un sfert, vă așteptăm la focul de artificii care va avea loc aici, în Piața Primăriei. Vă rog să participați la toate aceste acțiuni și, de asemenea, vă rog să veniți și pe data de
27 la acțiunea cu Dărmăneștiu, este interesant. Mulțumesc. Înainte de a închide ședința, ca președinte la aceste ședințe din luna decembrie, aș vrea executivului, colegilor și cetățenilor noastre, vă las să vă doresc sărbători fericite. Declar ședința luna decembrie închisă. Mulțumesc.